Hai să mergem și la un subiect al dracului de sens. Ne-am cam distrat în seara asta. Începe școala. Vă rog frumos să vă și distrați. Începe școala. Începe școala, domnul Negoiță, dacă puteți la 82, cred că e școala, să faceți curat în curte, că o să pice toate alea. Vezi să vedeți câte informații. După ce face Negoiță... Eu când plec spre tine, eu când am pus cartonul, cred că intră, nu-ți exagerez, 500 de mesaje. Da? Spuneți și de asta. Pe Negoiță sau care idee? Nu, au spus și de școli, de-aia am zis, e în sectorul 3. Da. Este mare... Bă, cum dracu vă prinde, bă, renovatul și reabilitatul școlilor în septembrie, înainte cu 3 zile? Eu nu înțeleg. Dana, ieri a fost pe ordine de zi a Senatului, am zis că l-au mânat, un proiect de lege foarte inspirat în contextul actual, cu legalizarea posesiei de droguri ușoare, 3 grame pe cap de vită furajat. Pe partea ailaltă, fiindcă trăim în România drogată, în care nu e zi de la Dumnezeu să n-afli că un șofer drogat a stâlcit pe cineva. După acel accident, că înainte n-auzei. Așa, da, și din ce în ce mai des afli și înainte că sunt de două vedete. Cadre ale Ministerului de Interne, da. Există și școala ailaltă de gândire să testăm de avalma pe toată lumea, suspecți, nesuspecți, nu contează, toată lumea, botul în, era să zic, etilotestul. Dar nu să se întâmple asta cu testarea, dar asta este un subiect... E un subiect dramatic. La care mă pricep. Te rog. Ești pentru sau contra testării obligatorii a tuturor copiilor în școală? Nu se poate face acest lucru. Nu sunt pentru testarea copiilor. Nu știu cum se testează copiii de antidrog. Chiar nu știu cum arată testul respectiv. Sufli în el, ți-l bagă în nas, tot așa. Eu am fost împotriva testării COVID a copiilor. Mi-am testat în viața mea copiii. N-am fost împotriva. Am urlat în continuu, terminat cu aberațiile. Și am mășel și nu știu ce. Nu. Noi aici vorbim de o problemă extraordinar de grav. 99%, rețineți, 90% și nu mai urlați, în special presa, exceptându-l pe domnul Ciutacu, exceptându-l? Pentru că domnul Ciutacu e foarte, nu știu cum să zic, for real. Adică e... Și dacă nu-i convine, aia zice, dar nu-i convine, dar nu contează, acceptă un adevăr, da? Și e foarte important asta, dar... 99% sunt vinovați părinții. România, nu știu dacă știți, dragi părinți, are o agenție națională antidrog. Un fel de NARMAF. O agenție națională antidrog care nu înseamnă brigada antidrog. Nu stă ea care vin și prin traficanții de droguri și fug. De ce vă spun de această agenție națională care, am aflat în drum, că m-am uitat acum, că am crezut că e directorul 1, care a fost un scandal. Nu! S-a schimbat și o femeie. Deci o mamă, da? Atenție! N-a dat presa niciodată nicio cifră pe care eu m-am uitat și pe care această agenție a comunicat-o. Da? Cu câți drogați avem? Care e vârsta minimă de când încep să se droghe? Există prinși, nu, aproximativ și atenție așa. Mare, da? Atenție mare. Această agenție națională antidrog este un fel de, un fel de aliat al părinților. Pe care, la toate descinderile pe care această agenție națională, criminalilor închipuiți de părinți, pe care le face, ba în centru vechi, se duc cu ăștia de la protecția copilului, că-s minori, da? Da. Și sună părinți, dacă te prinde în centru vechi, că te-ai drogat, că ai băut, că nu știu ce, el poate împreună cu... Mă rog, ăștia de la primărie, de la protecția copilului, să sune părinții acasă și să cheme părinții să te ia, părinții, da? Da. Părinții vin la toate descinderile și eu pe ăștia la omor. Știam foarte bine că a venit să bea și el o bere. Părinții își acoperă copiii drogați, nu colaborează. Această agenție... Ca în toate țările din lume, voi nu înțelegeți, voi nu știți. Eu am făcut cunoștință cu acest fenomen când am plecat la școală. Atenție! Vând droguri și la țară, nu numai în București. Brigada antidrog. A ajuns traficanții de droguri, e brigada antidrog. Atenție ca să înțelegeți care e cauza. Cauza-s părinții principală, la copii vorbim. Vorbim de copii, da? Bă, tu ca mamă, ai un loc, cum e agenție? Te duci frumos cu copilul. Nu ți-l, că la noi e rușin să nu știe nimeni că mă se droghează fiime, acoperim, mă ocup eu, vorbesc eu cu asistenta de la spital, fac drag, atenție, spitalele, care nu declară, noi nu știm câți drogați sunt, de ce? Pentru că Casa de Sănătate decontează un rahat. Dacă
cumva scrie în fișă că te-ai drogat. Și atunci spitalul scrie, nu știu, bugaz sau altceva, dar alt diagnostic. Și asta cu casa e foarte importantă. Care are un tarif mai mare la decontare. Păi normal, băgați banii ca să știm exact că sunt. Dar, păi da, na, tu ca mamă... Noi avem centre de dezintoxicare, mă, în afară de spitalul nou, care e o pușcărie. Atenție. Zona aia de dezintoxicare nu avem. Nu, dar avem etaje întregi la toate spitalele. Zone de toxicologie. Și? Vin din toată țara. Știu copiii cunoștințelor care se duc acolo. Copiii, ce vrei să stii mai mult. Și cărora le scrie pe fișă altceva. Ca să nu se afle că e Popescu, să nu scrieți că de droguri. Cretă. Să nu scrieți că a avut droguri, dar vă rog să nu scrieți că a avut droguri. Păi stați-mă puțin, atenți. Te duci frumos la agenție, agenția are mega echipe. Păi nimeni nu comunică, păi presa, dacă tu vrei să ajuți. Păi ei naibii, păi și du-te în școli, fă ceva, faceți niște de-astea, niște campanii, dar te duci ce, acolo. Dana, să duc în școală, atenție, să facă conștientizeze, ce? Nu se poate, tu în școli urli, păi și după ce iese din școală, vine dealerul și vin de la poartă. Educație sexuală? Păi fă dracului ceva ca să nu se mai drogheze copiii, învață-i ce înseamnă să fii drogat. Ia-i, plimbă-i pe la nouă, pe la urgență, pe la toate spitalele care au secții de toxicologie să vadă drogații în sevraj, să vadă drogații Dar care mor. Dar în România noi numai Bucureștiu. Nu, tu e în București, eu vă zic, este o agenție națională asta. Da, e o agenție okay, națională. Faci program, dar părinții nu colaborează, asta ți-explic, nu colaborează. Eu cunosc, sunt de acord eu cu tine. Eu cunosc. N. Toți își ascund copii. Bun. Când spune N, 10 de părinți, disperați, disperează. Păi dacă, l-ai lăsat, păi dacă l-ai lăsat, dacă l-ai lăsat de mână, nu există. Nu există copil cu părinți care se drogează. Nu există. Și cu asta vă A, una e că fumează nu știu ce când e el mare și asta e altceva. Ok? Nu există așa ceva. Care în continuu ascund. Păi nu, tu du-te, totul e confidențial. E ca la... Ca și afară. Stai un pic și, de, și noi transformăm chestia asta într-o daciada testării naționale. Hai să vă am această speranță că noi putem să schimbăm puțin, în da? În afara potențialului de business uriaș pe care l-a intuit și Cristoiu, okay. Că a zis, bă, o să faceți bani cum ați făcut cu testele COVID, da? Și cum ați făcut dar cu măștile. Da? 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 Altă utilitate ieșit, care e? A ieșit ăsta L'Oréal Excellence, că tot timpul îmi vine, că eu fac glume, domne. Zi-mă, Rafila. Așa? Și a zis că nu se testează obligatoriu niciodată. Deci a zis, gata, să te lua cu asta, mai aveți subiect. Acum știți ce trebuie să faceți? Să vă ocupați de copii. Gata, mă, nu vi mai testează nimeni. Atenție! Numărul de la, cum se numește asta? Ana. Așa. Da? Numărul de telefon. Frumos. Că toți ați băgă consilieri psihologi și până școală. Băgă. E o inflație de psihologi. Toți copiii să aibă numărul ăsta. Să sune. Toți studenții să aibă numărul ăsta să sune. Și ți se pare că e o să dea năvală să sune? Bineînțeles. De ce? Pentru că nimeni nu le dă numele, pentru că poți să ceri acest ajutor, pentru că poți fi depistat, adică deja se știe de tine, agenția spune ce să faci, încotro să o iei, ce să iei, cum să iei, ce tratament, încotro să o apuci, Dar tu ai pe cineva cu care poți vorbi, pentru că ei nu mai au părinți, măi. Tu crezi că toți copiii vor să se drogheze? Eu cunosc, nu! Ăla e refugiul lor. Nu mai au părinți, da? Noi nu avem, adică, bă, faceți sistemul de așa natură. E simplu, e simplu. Trebuie doar să vrei. Iar ca părinte, sunt și tu. Bună ziua! Sunt mama unui copil care consumă droguri. Locuim în cartierul Cutare. La etajul Cutare, în blocul Cutare. Puteți veni să ne ajutați? Eu nu cred că un părinte a sunat și n-a fost ajutat. Dana, și vin să te ajut. Ce se întâmplă, domnule? Cu narcoticele este de dimensiuni gigantice. Povestea asta cu GPL-ul și cu tot... Este susținut, știm de cine, în toată lumea. Păi bineînțeles, e pistol cu apă. Ok. Păi dacă tu zici, că n-are niciun rost să te bagi între aia care să omoară între ei pentru două bucăți de parc, păi iartă-mă, două bucăți de parc sunt pistol cu apă față de business. Pistol cu apă, eu asta spun. Dar aia este brigada antidrog. Atenție, asta mă, și îl găsești pe fostul șef al BCC o drogat care stâlcește una cu mașina pe stradă. Nu, și atunci ce dracu de încredere să am eu în miliție? Dar tu nu trebuie să ai încredere în miliție. Tu trebuie să și brigada antidrog de unde e? Tu trebuie să rezolvi pe băiatul nu știu cărui general de securitate. Nu pe ăla trebuie să-l rezolvi. Tu trebuie să rezolvi masa.
Pentru că aia e problema noastră. Copiii nimănui care mor pe bandă rulantă drogați. Tu trebuie să rezolvi masa, tu trebuie să creezi un program național pentru masă, pentru amărâți. Părinții trebuie să vină și ei către această autoritate, către ceea ce poate să facă ea. De ce? Pentru că, uite, s-a făcut ea acolo, tot la mai e, dar nu e. N-are legătură cu mă duc să, prin traficanții. Aia face miliția și trebuie să o facă. Și trebuie să o facă. Este separat. Să separați lucrurile. Nu le mai amestecați așa, pentru că de-aia tâmpiți populația. Tu în loc să spui, băi, tată, mamă, mă, dar cu eu nu e rușine, nu să te punem la vizier, la bloc, că fitul Georgel se droghează din cauza ta. Nu! Tu suni la acest număr și cere ajutor. Cere ajutor! Școlile, cereți ajutor! Faceți ore! Să vină! Că vine cu un polițist, că vine cu cineva care vorbește frumos. Punct! Domnul...